mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Amin. Vă rugăm de ocupați în locurile. Mulțumesc, Domnul, că ne-a ajutat să fim iarăși împreună în părtășie. N-am știut de seara aceasta, noi de fapt suntem în drum înspre o biserică de aici din Austria, care nu știu dacă cunoște cineva. Am fost invitat acolo împreună cu fratele Mitică, iar cel care m-a chemat acolo mi-a spus vineri seara vă opriți la Bruca Minai, la aici, la dumneavoastră. E afacere autoră, nu a noastră. Dar eu, fiindcă am mai fost la voi și pentru că deja am prieteni aici, am primit cu bucurie invitația aceasta și am vrut să vă văd și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Văd că dacă v-am spus așa cum duc înfocat la rugăciune, cu foc de rugăciune, lucrul ăsta e bun și Domnul să vă țină așa mai departe. Câteva cuvinte, m-am uitat așa peste adunarea Domnului. Eu, de când am fost la dumneavoastră, nu știu dacă am mai fost când am fost sau nu, am fost la convenția de la San Paul, m-a invitat tată, și m-am uitat așa că zilele trec, noi îmbătrânim și au început în diaspora, până acum rar vedeai. Prin Anglia încă se mai păstrează așa aerul la tineresc, dar în diaspora au început să văd frați în adunare cu părul alb. Unii de seama mea, care am ieșit la pensie, alții poate mai în vârstă decât mine. Adunările Domnului sunt deja așezate, au o temelie, aveți o istorie deja frumoasă, ani de pocăință în urmă. Și gândul care l-am eu pentru dumneavoastră este legat de o virtute creștină. Apostolul Pavel spune că eu vreau să mă laud cu voi. Și acum începe misiunea, când ajung înapoi Suceava, îmi dați voi să mă laud cu voi? Amin. Și ce să spun despre voi? Apostolul Pavel spune, mă laud cu voi că ați rămas statornici. Am câteva gânduri legate de statornicie. Și ce se întâmplă? Trăim în adunările noastre din România, în adunări de oameni în vârstă, în adunări de rămas bunici și părinții voștri, trăim niște tragedii când oameni, aproape de capătul drumului, aproape de final, își pierd mântuirea. Spuneam altă dată, nu știu, la dumneavoastră sau în altă parte, părinții mei care au trecut de mult la Domnul bătrân, au fost născuți în pocăință. Și îmi povestea că la noi primul proroc din adunare la noi, când a venit darul de prorocie peste el și a prorocit, frații s-au bucurat, dar s-au și temut. O chemat niște frați slujitori mai în vârstă, fratele Răscol de la Pătrăuți, să verifice lucrarea. Și lucrarea a fost adevărată și ani de zile ăsta o prorocit. Când eu eram așa un băințel cum e băințelul ăsta, fratele de care vorbesc predica și prorocerea adunare. Când eu am ajuns mai în vârstă, eram tânăr cavaler și omul ăsta era trecut de 74 de ani, fratelor exclus din adunare pentru păcat. Ei bine, aici eu am un gând legat de statornicia dumneavoastră. Și mă rog acum când văd că adunările, iertați-mă, încep să îmbătrânească și adunările din Austria. Încep să văd frați, părul cărun, mă rog Domnul să vă țină credincioși până la capătul cărării. Amin. Și spunea Petru, și să dovândim ca sfârșit al alergării noastre, mântuirea său pentru noi. Viteaza care o am pentru mine, rugăciunea care o am pentru mine, Doamne, nu-mi gândui pe final acum să ne pierdem rodul muncii noastre. Și rugăm pe Domnul să ne ajute să ne ducem până acasă cu pocăința. Spuneam că la noi s-a pocăit un om din sat și după ceva vreme a primit botezul și într-o seară a avut un vis. A avut un vis care l-a mărturisit la un alt frate, omul ăsta în vârstă, a fost chemat de Domnul acasă,
Și spunea la fratele ăsta, fratele ne-a povestit nouă, spunea, frate, în visul meu se făcea că mergeam pe calea mântuirii. Era o cale bună, frumoasă, pe lângă mine erau mulți. Și se mergea așa cu bucurie, dar pe vreme ce înaintam, spunea fratele ăsta, cei de lângă mine erau tot mai puțini, calea devenea tot mai îngustă, tot mai lunecoasă, iar pe finalul cărării, spunea că a văzut el în vis, așa veneau niște rafale de vânt din față și nu mai putea să înainteze. Și spunea, frate, așa mă munceam ca să mai pășesc și numai nu puteam păși. Și în disperarea mea, când am văzut că mai am puțin și că nu mai pot merge, mi-a venit ideea să mă plec pe genunchi. Și spunea el, ultimii metri de pe cărare i-am parcurs pe toate și pe genunchi. Și așa în sfârșit și am ajuns la Domnul acasă. E viața acestui om, partea finală a lui, așa a fost. O viață de suferință, o viață mineasă, poate și prin genunchi, până când Domnul l-a chemat acasă. Mi-am propus în seara asta câteva gânduri să am despre statornicia. Și Domnul să ne dea statornicie în pocăință. Amin. Pavel spunea cu asta în vădală. Cei din Tesalonic au rămas statornici în toate împrejurările vieții. Știți, în Sfânta Scriptură, în mersul pe cale cu Domnul Iisus, întâlnim cel puțin trei categorii de oameni. Sunt unii care au avut contact cu Domnul, l-au văzut, l-au ascultat, n-au acceptat mesajul lui, cum e în Matei capitolul 19, când un bogat. Interesat de mântuire, interesat de viață veșnică, se de vorbă cu Domnul, Domnul îi pune niște condiții de mântuire specifice lui și omul nu le poate accepta. Atunci când vorbim de pocăință, există niște fapte așa ca o bază pe care trebuie să le aibă toți oamenii. Niște lucruri generale care țin de pocăința noastră. Dar tot când vorbim de pocăință, există niște lucruri specifice fiecărui om. La omul ăsta, de exemplu, ca să se pocăiască, Domnul i-a cerut să vândă averea, să o împartă la sărat și să vină să-l urmeze. Altora nu l-a cerut. Știți de ce? Pentru că omul ăsta era legat de averea lui. Poate mulți din dumneavoastră sunteți aproape buni și vă mai trebuie să vă pocăiți de un anumit lucru. De exemplu, unii se pocăiască de clevetire, de surori, o dat naștere la copii, îs îmbrăcate cu vincios, își văd de treburile în casă, într-un fel, dar îi mai trebuie numai să nu mai bărbească și ar fi pocăit. Altora, frați, de exemplu, au multe calități, dar pocăința lor stă în ceva specific. Un lucru rău pe care trebuie să-l abandonez. Eu spuneam că sunt lucruri de care eu nu m-am pocăit niciodată. De exemplu, de băut eu nu m-am pocăit niciodată. Pentru că eu în viața mea n-am pus vârful limbii, pe bere, pe vin, pe ceva, nimic din curiozitate. Cum pot să spun că eu m-am pocăit de băut? Păi niciodată n-am băut. Nu m-am pocăit de fuma niciodată. În viața mea n-am tras un fum de țigară. Nici măcar din mătase de poruncă, în plan cu oile acasă. N-am fost furios, aș fi că nu-i voi. Eu de asta nu m-am pocăit. Acum să vedem fiecare care e lucrul de care trebuie să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Bun, sunt o categorie de oameni care vin la întâlnire cu Domnul și mariajul lor se consumă înainte de a începe, printr-un divorț. Nu-i convine propunerea, nu-i convine predica, nu sunt oameni de lume care vin la adunare, îi aducem, hai Domnule pe evangelizare. Și sunt Domnule morocănos pe bancă, nu-i convine nimica și nu mai vine a doua oară. Sunt așa oameni. Ei, dar în Sfânta Scriptură spune că unii au umblat cu Domnul, au umblat o perioadă cu Domnul, o vreme au umblat cu El și la un moment dat ceva nu le-a plăcut. Și în Ioan capitolul 6, cu versetul 66, spune, din clipa aceea, unii ucenici l-au părăsit pe Domnul, au plecat înapoi și nu mai umblau cu El. Până atunci au umblat cu El, cât nu știu,
un an, doi, poate trei, umblat cu Domnul, dar a venit un moment când a abandonat umblarea cu Domnul. Să nu fim din aceștia frate. Nu cumva să începem pocăința, să ducem până la o vreme pocăința, apoi amăgiți de lumea aceasta să renunțăm, să o abandonăm și să pierdem răsplata noastră. Să ne păzească Dumnezeu. Dar în Luca 22 cu 28, Domnul se întoarce spre apostoli și le spune: voi ați rămas cu mine necontenit în încercările mele. Am vrea la sfârșitul cărării Domnul să ne spună că voi ați rămas cu mine necontenit. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Eu am mai predicat din satornicie în alte împrejurări, la căsătorie. Am participat la multe căsătorii, care multe sunt acum. Și acum am venit până în Austria și până în toamnă, în octombrie, nu am nunți și nunți și nunți. Avem în fiecare duminică și în joia și miercuri, avem miercuri seara, am pus adunare să facem nunți. Și ne bucurăm că tinerii noștri sunt pocăiți și vin în adunare, copiii noștri. Și mă uit așa la câte o femeie care se ținde mâna acolo pe scaun, mă uitam, mă, că li s-au păstrat unghiile. Așa de tare se strâng din mână și zic, băi, ce tare să iubesc că ăștia. Că așa numai să sorbe prin vin unul pe altul. Și la o lună primesc telefon, vine până la mă, sunt probleme. Mă, dar cum? Numai o lună? Eminescu avea o poezie dintre sute de catarge care lasă malurile. Câte oare le vor face vânturile, valurile? Fraților, și în pocăință, și în căsătorie, să dăm dovadă de satornicie. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Știi, la biserica din Efes, care era reproșul, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Eu când am sunat nevastă, mi-a avea o școală de bucătăreasă. Și asta o conta, știți? Am spus, măi, asta face mâncare bună. Și venea duminica la mine și zâmbi, mă chinuie, ce vrei să fac mâncare? Și toate rețetele care le aveai, le încerca pe mine. Hai să vedem cum iese asta, cum iese prăjitura asta. Apoi eu o iubeam și nu o punem la mânci grele. Bă, dacă ai putea să faci două ochiuri, fi gospodină. Și făcea cu atâta bucurie. Și acum a trecut de 30 de ani că nu sunt surat. Și am și familie și copii. Și odată am spus, măi, fă-mi ceva mâncare. Și am luat eu ceva bodovănit la bucătărie. Când mă duc nevastă, mi-a dat în fața frigiderului, spunea, o, foară, m-a săturat de tine. Când scăp o dată de tine, să stau și eu la masă, să mă servească altul. Mi s-a întâmplat o dată? La surorile de ei? O, și după ce bodovănești eu o bucată, să apucă să facă mâncare. Face mai repede ca atunci. Că dacă tot îți dau acurță cartofi în 30 de ani, mă rătâmbesc. Și o face mai bună, că știi cum îmi place mie. Și eu spun, măi, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de Dumnezeu. Mâncare bună, dar fără dragoste, ce am. Am spus, de-ar fi măcar dragoste de la urmă, dar să fie ceva. Și în pocăință, și în căsnicie, și în multe alte lucruri, noi trebuie să fim satornici. Doamne, ajută-ne la așa. Am ales un domeniu care e important pentru viața noastră. Și acest domeniu, eu am mai multe predici acum, așa mi l-a dat Domnul, de atenția cu care trebuie să umblăm noi pe calea mântuirii. Și acea stare de veghe pe care trebuie să o avem. Și când vorbim de veghere, în Ieremia 1:11 întreba Domnul Ieremia, ce vezi Ieremia? Văd un vegheator, bine ai văzut, pentru că primul care veghează e Dumnezeu. Eu veghez asupra cuvântului meu ca să-L împlinesc. Fraților, dacă aveți la Dumnezeu o făgăduință, prin Scripturi, prin Duhul Sfânt, să știți că primul care veghează ca să-și împlinească e Dumnezeu. Și spunea Habacuc acolo, capitolul 2, nu, dacă ai o prorocie și încă nu s-o împlinit, așteaptă. Dacă zăbovește, așteaptă că se va împlini. Că nici un cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, dar Luca 1, nu-i lipsit de putere. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească. În 1 Corinteni, capitolul 1, 2 Corinteni, 1 cu 20, spune că în El
toate făgăduințele sunt da. Slăviți-o fie Domnul. Eu vechez asupra cuvântului. Apoi Dumnezeu vechează asupra oamenilor. S-au despărțit odată doi bărbați socru de ginele. Geneza 31 cu versetul 49. Și-au făcut un mobil de pământ, o servit masă acolo, s-au îmbrățișat. Și-au spus, măi, asta se cheamă Mitzpa, adică vechere. Și spunea socrul la ginele, când ne pierdem de vedere și nu ne mai vedea, să știi că Dumnezeu vechează dacă vrea să opri pe fetele mele și dacă vei lua și altele verse. Și spunea mai mult din socru, Dumnezeu vechează. Crezi că atunci când strângi în casă mânios, Dumnezeu nu vede? Atunci când ești asupritor în casă, Dumnezeu nu vede? Atunci când n-ascultă copiii de părinți în casă, credeți că Dumnezeu nu vede? Când soția nu-i supusă la bărbat, credeți că Dumnezeu nu vede? Dumnezeu vechează asupra cuvântului și vechează asupra tuturor oamenilor. Și pentru că Dumnezeu vechează, trebuie să vedem și noi. Amin? Vrem azi 237, ce vă zic vouă? Zic tuturor, vechează. Doamne ajută! Dar în vechirea asta să fim statornici, că atunci când vorbim de vechire, eu mi-am imaginat așa o scară cu mai multe trepte. Prima e o vechire personală. Asupra gândurilor, Matei 26:41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Predicam rândul trecut de ispită, da? Că vine la nivelul gândurilor. Trebuie să vechem asupra gândurilor noastre. Aici și eu se fișa. Și eu am probleme, mai ales și voi probleme asupra gândului. Odată un frate mi-a spus o descoperire, n-are bază biblică, dar eu am spus, dacă e așa, e probleme. Spunea fratele ăsta că i-a arătat Duhul Sfânt că gândurile noastre, alea tăinuite, alea ascunse, ceea ce gândim noi, o spus că în cer se aude așa ca bubuitul unui tulip. Așa cum un sistem de amplificare are Dumnezeu, că gândurile mele, când dorm noaptea, am venit să dau cu păzără până aici, mă gândesc, în cer o spus, aude, tot ce aude ce gândesc eu. Acum eu nu știu dacă e așa sau nu, dar m-am gândit, da, dacă e așa. Și de când m-am gândit, parcă sunt mai atent la gândul. Dar dacă eu îmi trece un gând așa mai urât prin cap și mă reiesc în cer, răsună tot cerul ce gândesc eu, nu e o problemă? Vedem asupra gândurilor, Psalmul 39:1 și versetul 2, zicea, voi vedea asupra căilor mele, voi pune un frâu gurii mele, trebuie să vedem asupra vorbilor noastre, să ne ajute Domnul, amin? Pentru că omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor care o ieșit din gură. Și apoi eu vorbim odată de păcatele înfăptuite cu gura, nu vorbesc în seara asta. Numai atenție mare asupra gurii. Și în Cronici, capitolul 19, versetul 7, spunea împăratul acum, vegheați asupra faptelor voastre. E o vechezi personală, eu vechez la gânduri, la vorbe și la fapte. Să ne ajute Domnul, amin? Spuneam pe prima treaptă de veghere, o veghere asupra mea. Mă sui pe a doua treaptă, vegheați unii asupra altora, asta e mai complex, e mai greu. Și spunea parcă în Evrei 10:24, să vedem unii asupra altora ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum am unii obicei. Adică eu mă uit așa prin adunare și văd pe un frate că nu a venit din mult la adunare, eu veghez asupra lui. Și măi frate, nu te văd din mult la adunare și ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Mă uit la ce soră și spun, măi soră, nu ești îmbrăcată cu vincios, dar nu-i bun cu vitul la adunare. Mă uită dacă te-o puși tan de ăsta, te spun, măi, cam obraznic în adunare, ieși de 3 ore afară, în timpul programului. Avem voie să vedem unii asupra altora, ne dă voie și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Evrei 12:16. Vecheați să nu fie între voi nimic curvat sau rumesc ca Esau, care pentru mâncare de linte și-a vândut dreptul de întâi născut.
Avem dreptul să vedem unii asupra altora, dar eu am spus fără responsabilitate. Eu vedeți de unde, bă, nu-i bun asta la tine, mi se pare că ar trebui așa, dar până la urmă eu nu răspund de adunarea din rugă de la ei. Cu ajutorul Domnului, îndată plecăm de aici și de aici plecăm mai departe acasă, eu vedeți, vă sfătuiesc să plec. Dar în Maleahii, capitolul 2, cu versetul 12, e o altă treaptă de veghere. Și spune că Domnul s-a supărat pe cel care veghează și răspunde. Că în adunare astea sunt și care veghează și răspund. Oarecare să fie aceea? Vă aduc aminte de Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca unii care veghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteană, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând. Așa ceva nu mă folosi la nimic. Deci, prima treaptă de veghere, vegheți asupra mea, gânduri, vorbe și fapte. A doua treaptă, veghem unii asupra altora, fără o implicare, fără o responsabilitate. Nu mai îndemnăm la dragoste și la fapte bune. A treia treaptă, îi veghere cu responsabilitate. Domnul mă pune și eu răspund, priveghez și răspund de voi înainte lui Dumnezeu. Să le dea Domnul înțelepciune. Amin. Când vorbim de veghere, fraților, aș vrea să definim niște domenii în care trebuie să fim veghetori. Primul, important, 1 Petru 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiind dar înțelept și vegheați în vederea rugăciunii. Să ne ajute Domnul. Amin. Domeniul ăsta e un domeniu foarte important. Eu am experimentat multă vreme rugăciunile din miez de noapte. Un ceas și două și trei. Și am experimentat acele nopți când am dormit fără să mă întorc de pe o parte pe alta. Am experimentat momentele acelea de cugetare noapte la legea lui Dumnezeu, la descoperirile care îmi primea, mă trezeam de câteva ori pe noapte și scriam ce mi-a rugea minte Domnul. Și am experimentat acele treziri de noapte când mă gândesc ce îi face mâine, ce am să fac cu aia, ce ori fi cu putare și cu îngrijorări. Știți ce mult contează vegherea în vederea rugăciunii? Când vorbeam odată de bătălia de Valea de Faim, de David, spuneam acolo că David a fost omul care a cerut întotdeauna părerea Domnului. A cerut întotdeauna sfatul Domnului și recomandam tuturora, nu faceți nimic oameni buni fără să-L întrebați pe Domnul. Amin? Și asta se face prin rugăciune. Când trebuie David să lupte cu filistenii din Valea de Faim, el a întrebat, Doamne, să mă duc? Și Domnul a spus, du-te! Și o biruit. Vine un an mai târziu, în aceeași vale, cu aceeași arme, cu aceeași armată, și David iarăși întreabă pe Domnul. Că al doilea gând era, întrebați pe Domnul în pofita experiențelor voastre. David spunea, măi, am văzut anul trecut, ne mai dau o bătaie și anul ăsta. Dar David o întreba pe Domnul, Doamne, să mă duc? Și culmea, Domnul spune, nu te mai duc. Eu am avut eșecuri în slujire când am întrebat pe Domnul și am rezolvat un caz și când am avut un caz similar, m-am dus, știu cum, e ușor, știu ce am de făcut și nu mai știu ca prima dată, că nu sunt două la fel. Și David, în pofita experienței, a întrebat iarăși pe Domnul. David a fost omul care l-a întrebat pe Domnul, dar nu o vedeată în asta. În Isaia 58:11, când vorbea Domnul, spune, te voi călăuzi neîncetat. Spuneam eu că călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să fie o permanență. Și în lupta de la țiclav, când o ați țiclav, o pierdut de veste, copii, avere, tot, poporul voia să nu îngroase cu pietre, David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeu lui și o strigat, adă-mi efortul, Doamne, să mă duc, du-te și vei pierui. Și David m-a smuls toată prada înapoi. Și vine o zi când David doarme. Ioab fiul țelui bate raba fiilor lui Amon. Și de palatul său imperial privește în vale. Vede o femeie care stătea la plajă cu scălda. Asta iarăși subiect acolo.
Și a spus eu, dacă David ar fi strigat, adă-mi efodul. Abia tare, adă-mi efodul, să întreb pe Domnul. Dacă îmi faci un păcat, nu întreb pe Domnul. Când vine o ispită deodată la tine, dacă ai întrebat pe Domnul, Domnul ți-ar spune, liniștește-te, măi, oprește-te. Dar neatent, pentru că nu vedem în vederea rugăciunii, când avem o problemă și ne merge greu. Acum eu mă gândeam la un lucru, a fost într-o adunare și un frate de pe bancă făcea un reproș la un predicator, nu mie, la un alt. Și-o spun, voi predicatorii ăștia, veniți cu soluții pentru vreme de criză. Aveți predici foarte bune pentru oamenii cărora le merge rău. Când au falimentat, când au depresie, când îți bolnav, când au probleme în familie, veniți cu soluții, îi învățați. Dar n-aveți predici pentru oamenii cărora le merge bine. Că în momentul când oamenilor le merge bine, îs riscurile mai mari. Evreii când au fost năcăjit, au strigat către Domnul. Când au ajuns în Canaan, s-au îngrășat și au uitat de Domnul. Și acum eu m-am rugat pe Domnul și mi-a dat mai multe gânduri, n-am predicat niciodată, dar vreau să le predic cu oamenilor care le merge bine. Că doar într-o adunare câți canceroși avem, nu? Este unul bolnav de cancer și avem o predică pentru cancer, sau unul cu diabet. Dar avem mulți în grup candelai care au cancer, care au servici, care au casă, care au familie. Ei, și m-am gândit eu și la ăștia, trebuie să le predicăm. Așa prezentit. Știți? David, când a fost în necaz, o întrebați pe Domnul. O vecheat în vederea rugăciunii. David, când avea liniște și pace și a făcut somnul de amiază, și nu m-a întrebat pe Domnul. Fraților, să ne ajute Domnul să vechiem în vecherea rugăciunii. Amin? În al doilea rând, spunea cuvântul Domnului, o altă sare care trebuie să vechiem. Matei, capitolul 24, versetul 42. Și spunea cuvântul Domnului așa. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. În așteptare. Ne trebuie veghere. S-au vorbit aici, frate, de mai înainte, din Saul. Gândiți-vă că Saul a fost ales împărat. Samuel a spus, ești împărat. Dar nu s-au dus repede oameni buni să împărat. Îți spus de Domnul, îți spus de Domnul, așa mai departe. El a luat plugul și a plecat la Arad. El când a făcut tragere la sorți, pe căpetenii, pe seminții, pe casă părântești, o întrebat, măi, eu văzut pe sorțul pe Saul, fiul lui Chiș, unde? O scâlpesc că i-a ascuns în trioasă. Eu cunosc un caz. Când în satul Berchișești, din Suceava, un băiețel orfan are o prorocie într-o seară pentru o femeie. Tinerelule, pregătește, sfințește-te, stai în fața mea că te voi pune pe pietenie peste un mare cobor. Conducătorul de adunare din Berchișești nu era la adunare, dar aude prorocia care o are puștanul ăsta. Și duminică dimineața îl așteaptă la ușă și îl întreabă, băi, că nu e locul. Ăsta orfan a început a plânge, a intrat în adunare. O trecut ani de zile, s-a mutat în Banat, tânărul s-a făcut armată, o scăpat din armată și a ajuns păstorul într-o biserică mare. Nu unde se temea moșul pe el în locul acolo la două surori. Că Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu a împlinit, dar băiatul ăsta o ascultat. Odată eram într-o situație cu un frate care a rupt o bucată de adunare și cineva m-a ordinat pe zi. Și stăm de vorbă cu el, pentru că mă ocup și cu astea în zona noastră și îmi spune, frate Dragoș, ce părere ai tu de prorocul ăla? Și eu zic, e un om al lui Dumnezeu. Da? Bun. Eu prin ăla am avut că trebuie să fiu prezbiter. Măi, dar v-a spus și ziua și săptămâna? Nu! Dar dacă voi nu mă mai puneți, trebuie să fac ceva. Și o rupt o bucată de adunare și eu mă zic Domnul. Zic, măi, omule, dacă Domnul ți-a vorbit că trebuie să fii prezbiter, cu o zi înainte de moarte, te punea prezbiter. Păi că așa nu-mi convine mie. Na, dacă nu-ți convine așa, frații mei,
veghem în vederea, în așteptare. Știți bine că eu să aștept? Eu m-am îmbucăit, am îmbătrânit, dar greu merge cu mașina. Domnule, e drum, se îndalezează dreapta și o ia stânga. E că drum că merge în fața mea și vorbește la telefon și e frică și aproape că s-ar opri. Îi mai claxonam, dar o dată a claxonat un bocăit și mi-a fost rușine că la ce faci dat de dată. Te-am salutat de ce faci. Și de atunci nevastă mi-a spune, vezi că câte lume te cunoaște. Mă întâlnesc la magazin, vin piață, pace, frate, eu nu-i cunosc. O să așa trebuie să fii pocăit, dacă nu de ochiul Dumnezeu, măcar de ochiul oamenilor, trebuie să fii pocăit. Ei, și m-am dus la altul la dispensar, am sărit în mașină, mă, o diferență. Când mă duc acolo, 30 de acolo, dar ce vă trebuie să-mi pierd forma de azi? Dar nu-mi convenea că acum am îmbătrânit, m-am mai îmbolnăvit, sunt la pensie, m-am învățat cu așteptarea. Dar știi cât e greu să aștept? David o vedea în așteptare, nu s-a pus să ieri în împărat, dar vine a doua situație vorbită de fratele, să aducă jertfe. Cât îi mai trebuie? O să ca șerpia zâmpie. Măi, eu spus să amă el că vine. Și el tot stă cu mâna streaște la mă, vine un om, nu o fi, nu-i să amă el. Măi, mai vine un lucru să te ia, nu-i să amă el, nu-i să amă el. Și spune, hai să aducem jertfe. Și pe când aducea jertfele, știi ce s-a întâmplat? O veni sala. Cât îi mai trebuie la asta să mai aștepte, frații? Trebuie să fim vecheatori în așteptare. Amin? Și a fi versetul 43 spunea, să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă de noapte va veni hoțul, ar vechea și n-ar lăsa să-i fargă casa. În familiile noastre vine hoțul. Și am întâlnit familii sparte de vrăjmașul. O reușit să spargă, să fure nevasta din casă, să fure bărbatul din casă, să fure câte o fată, să fure câte un fecior din casă, pentru că nu n-o pot veghe. O veni hoțul, părinții nu o vedea, familia nu o vedea, o spar casa și o fura de acolo. Pe voi să vă țină Domnul Bucăit pe Dumnezeu. Amin? Frații mei, cuvântul Domnului când vorbește de veghere, uite-l. Proverbe 31 cu 27. Ea vechează la ce se întâmplă în casa ei. Trebuie o veghere și în lucrurile materiale, frații mei. La serviciu. Vorbim acum de protecție a muncii. De când te-ai dus la serviciu să fii atent până când ai ieșit de la serviciu. La noi în sat era un om, gospodar, brigadier la CAP, un om cu minte. O adus o mașină din verde, o împrumutat un circular și o tăiat toate lemnele, o trei zile o tăiat, o terminat din tăiat, o strâns în cerul, o tăiat toate, o văzut că nu mai are ce tăia foarte atent, o oprit circularul. Omul a făcut el cruci, că era ortodox, o oprit circularul și s-a uitat mâna lumii cu joceana. Și i s-a părut lui cu pânză la circular și o tăiese prea mult. Și la un moment dat a pus mâna pe ea să oprească și o tăiat mâna din cea. A spus, cât îi mai trebuie să aștepte? Dacă trei zile o tăiești așa de atent, așa de atent, păi, să mai o tăie pânza ce e 5 minute? Nu mai e răbdare 5 minute să stie, nu mai o răbdare. Eu am întâlnit frați și familie binecuvântate de Domnul, care în avea 30 de ani, aseară vorbim despre familie de la noi, la 28 de ani, bărbatul a căsătorit cu trei copii, casă, șură, cum se spune la noi în Bucovina, mașină, fântână, curte, betonată și numai trei copii. Și au venit revoluția și au împrumutat bani și au vrut să ajungă patron. Au pierdut totul. Mii vreau lăsat să-i dau mâncare la câine, avea un câine frumos, rupesc. Au plecat în Occident și el ca să scape de tot. Bălânii s-a așa mare în curte și eu dau mâncare la câine din milă, că cel neprihănit are milă de animale. Și am spus, măi omule, mă avei tot ce îți trebuie, ce ai vrut? Păi acum ai, bate fierul cât e cald, acum ai momentul. Cine o e înainte, nu mai ajunge nimeni. O pierdut totul, o pierdut totul, pentru că unii sunt din mai mult decât le placă. Fac investiții nerentabile, împrumutul care nu trebuie și uite așa, dacă nu vechezi, pierzi și ce ai agonisit până atunci.
Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin. Spuneam eu că în Cartea Cronici 9:7, împăratul îi spunea la slujitorii Domnului, vegheați asupra faptelor voastre. Hai să vedem în ascultare, frate. Am împărat capitolul 13 un exemplu din care am predicat de multe ori și pentru mine e o curiozitate. Vine din Iuda la Betelul om trimis de Dumnezeu, prorocește împotriva altarului, dă un semn, altarul se strică, cerușa se varză, împăratul pune prindeță, întinde mâna, mâna rămâne țapă așa, vede că omul Dumnezeu, spune omul Dumnezeu, roagă-te să-mi tragi mâna. Ăsta se roagă împăratul să tragi mâna, hai să mănâncă, hai să-mi dau un dar. Nu. No. Domnul mi-a spus să nu mănânc, să nu beau apă, să nu mă întorc pe drumul acela și eu îți proroc, ascult de Domnul. Și pleacă, pune șaua pe măgarul lui și se duce în partea cealaltă. A spus, ce om pocăit, ce ascultător de Domnul. Dar el nu rămas statornic în ascultare. S-o sucit, cum spunem noi români, sau s-o răzgândit. Și la adunare erau niște fii ai prorocilor. Tatăl nu era la adunare, de ce nu știu? Mai sunt părinți care au trimis copiii la adunare să-l pui cu o os. Păi, cine-o cântat, cine-o predicat, cine... Tatăl nu era neputincios, că dacă era paralizat, păi, gata, e bornat. Dacă îi povisește, este ce s-a întâmplat, puneți așa o comandat. Și bătrânul prorocă în calică și dă-i pice și-l ajunge. Înseamnă că putem merge, nu? Și-l ajunge, spune, și eu îți proroc ca și tine, și un înger mi-a vorbit, vin acolo. Eu am spus, oare câți kilometri trebuia să mai meargă omul ăsta? Mult? Ori dacă mai mergem o jumătate de oră, era împlinit de porunca? Poate da. Poate mai mergem o 10 km și gata, ieșe din perimetrul ăla. Dar exact la capul, după ce a făcut toată lucrarea, el nu a rămas statornic în ascultare. S-a turnat apoi, o mânca și l-a omorât în eu. Nu pot din nou cu amănunte, că nu știți, da? Să rămânem statornic în ascultare față de Domnul. Amin? Amin. Mai am un gând legat de statornicie. Se supără odată Domnul pe evrei, și evrei e o hotărâre în Ieremia, capitolul 34, și o luat ei o hotărâre ca să spună, măi, așa după cum a vorbit Dumnezeu, fiecare să dea drumul robilor pe care ia. Și a fost o mare bucurie și o mare sărbătoare. O venit anul de eliberare, plecați acasă, s-a dus un tată la familia lui, s-a dus niște copii la părinți, a fost rob, na, și i-a luat rob. Și așa o mare bucurie a fost și din cer Dumnezeu se uită și se bucură. Și vine Ieremia 34, versetul 11, spune așa, dar mai pe urmă s-au răzândit și au luat înapoi pe rob și roabele pe care s-au pozit și au silit să fie din nou rob și roabele. Măi, eu iertat, dar nu până la capăt. Eu m-am întâlnit de la astea, așa, la presiunea comitetului, la dorința fraților, la amenințările lui Dumnezeu, hai să ne iertăm, dăm mâna, ne bucăm. Și mâini, iară, ca și ieri, tot așa, ne-am iertat, dar nu ne-am uitat și nu ne-am iertat din inimă. Asta e un păcat, să știți. Eu m-am întâlnit odată un caz și vorba de mine. De mine spun, de celălalt fratele. Un frate m-a vorbit de rău, m-a făcut mult rău. Era o partidă și la noi, acum avem liniște mare și pace. Aș dori ca să aveți voi liniștea care o avem noi. Frate foarte pocăiți acolo. Dar atunci eram niște vremi de frământări și odată ne-au adunat prezbiteri bătrâni, oamenii lui Dumnezeu, cu pușcărie. Era mai tineri, un pic mai iuță, mai așa. Și a stat într-o seară de vorbă până la ora 2 noaptea. Că ăla n-are dreptate, cât o așa, cât o așa. Și fratele meu se uita la noi, se uita la noi. Măi, până la ora 2 noaptea, nu știu dacă este Duhul de iertare, dar dacă este omenit Duhul de iertare la noi, început frate să plângă. Și eram în casă la un frate, am început să ne strângem în brațe, am început să ne cerem iertare. Era un hoho de plâns. Eu aveam un frate care era împotriva mea, tot timpul comenta de mine și vorbea.
când l-o venit și m-o strâns în braț, au rămas prieteni până în ziua aceea. Așa mi-e de prieteni, nu mai am nimic cu el. Și așa o a dus Dumnezeu în eliberare, dacă era răpire atunci, plecam prin din tăsa Dumnezeu. Unul din frați sta așa. Și unul îi spune, măi frate, nu dai mâna cu frate din Dragoș, nu dai mâna cu frate din Viorel și cu... Că eu îmi păstrez părerea mea. Măi, și omul ăsta ajunge la spital. Face o infecție și îl operează din urgență și îi scoate un kilogram și 800 de grame, 2 kilograme aproape de infecție. Și doctorul l-a operat în disperare și l-a pus ca pe un sac așa. Și Dumnezeu îi face bine, vine acasă, stă câteva zile, îl întoarce rău și pleacă la spital. Îi chemați fratele Ieremia, presbiterul nostru, că nu eram nimic atunci. Poate nici acum nu sunt. Nu? Știți întâmplarea cu fratele Vulbra, nu? Că el predica și în adunare avea un rus, care nu știe bine românește. Și odată un rus verifice ce-o înțeles rusul ăla și-o citit din Corinteni. Că cine seamănă nu-i nimic, că cine udă nu-i nimic, Dumnezeu-i totul. Și-o spus, frate, tu ce înțeles din predica de azi? Și-o le spun eu, frate, am înțeles că tu ești nimica. O spus, băi, știi că nu mi-o convenit ce-o înțeles rusul ăsta? Cum adică eu sunt nimica? Ei bine, eu spune, atunci tu eram nimica. Îl cheamă pe fratele Ion să-i facă ungere. Fratele Ion merge la fratele Lorie din Suceava, un bătrân proroc, dar de vindecare. Măi, frate Lorie, hai să-i facem ungerea. Avem un frate tânăr căsătorit cu doi copii acasă, trage să moară în spital, doctorul n-au ce face. Fratele ăsta, prorocul bătrân, avea un proroc din Arad, cine nu știu. O să mai am un frate din Arad, el își cânăță. Și mai e vreo trei frate și merg acolo. Înainte de a face ungerea, prorocul ăla din Arad, care nu a fost niciodată, îi spune la bolnav, tu trebuie să-ți ceri iertare de la un frate și nu ți-ai cerut. O spus Domnul că dacă nu ți-ai ceri iertare, intri în țărânul nemântuit. Acum fratele Ion îi spune, măi frate, nu-i spun numele la ăsta, că n-are lor. Măi frate, du-te măi la frate, dragul, și ceri iertare. Ăsta e la calcul, nu ar fi pat. Măi, acum nu-ți poți ceri iertare. Dacă te vindică Dumnezeu, te duci la El în casă să-ți ceri iertare, mă duc, frate. Îi face ungerea, a doua zi vine acasă vindecat. A treia seară vine la adunare. Eu am auzit și pocăit, bun cum sunt, abia așteptam să vii să-ți ia iertare. Bă, dar trece săptămână, trece două, ăsta nu mai vine să-ți ia iertare. Îmi spune un frate, vezi că o să vii să-ți ia iertare. Lasă să vii. Dar de două săptămâni, frate, de ori mă întreabă, măi, au venit fratele la tine? Nu. Nu au venit? Nu. Nu știu ce e obiectare? Nu. Mă, pui culmea cu omul ăsta. Ei, și odată când am ieșit de la adunare, eu știi povestea, măi, însurat, are doi copii, nevastă, tânără, să nu-l întoarcă boala mea, mă gândesc eu. Și mergând, el trece pe la mine la poartă, mă întâlnesc așa și eu intru de vorbă cu el, măi, n-ai nimic să-mi spui, să stăm de vorbă, da, era ceva, dacă vrei, hai să vorbim. Măi, hai în casă. Hai în casă, stăm de vorbă, vine el în casă, eram numai amândoi. Și zic, nu, hai spune-mi ce vrei să spun. El se uite așa, arătă, băi, recunosc el de bine. Nu mai recunosc. Recunosc, gata, recunosc. Măi, mă temeam să nu-mi întoarcă boala înapoi. Ai văzut cum e om? În Ieremia spune că o iertat. S-o iertat frate, s-o iertat surorile, dat drumul la rog, dar s-o răzgândit la o săptămână. Și nu se întâmplă de astea prin adunările noastre, ne iertăm la o adunare generală, spune, și acum 2 ani tu ai spus așa și ai făcut așa. N-am rămas statornic în iertare. Să ne dea Domnul pocăința, amin? Eu vreau să fie cât timp a trecut, poate mai recită fratele Mitică o poezie. Fratele m-a întrebat dacă mai știe poezii. Eram odată la Arad cu fratele Dorel Pădoresc, cu fratele Victor Vrede. La fratele Duțu Mărgăian în biserica din Micalaca. Și fratele Mărgăian îl pune pe Victor Vrede și îi spune, fratele Victor va avea un grupaj de cântări. Dar Mitică îmi spune, bă, cum nu găsesc un păstor să mă pui pe mine cu un grupaj de poezii? Eu zic, bă, dar tu ai poezii tare, lungi.
Dar mă plec la Duțu Mărgăian și spun, băi Mărgăian, ăsta, prietul vreau să-mi fac și poezii. Și el spune că lasă că eu îl lecuiesc astăzi, prietul. Eu îl lecuiesc. Și în duminica aceea, l-au pus eu recitat 10 poezii. Când am ieșit din Arad, m-a luat frate la masă, n-am ieșit din Arad, mi indică, mă iată după casă, spune, hai să spun o poezie nouă, n-am avut timp să o spun asta aici. Și am spus, dacă ești bolnav, du-te la fiarții, lasă-mă, nu mă îmbolnăvești pe mine. Poate mai are o poezie. Eu mă opresc din predicare aici. Vă spun un singur lucru, frații mei. Stam pe malul unui ocean și am văzut un dig mare și am spus la ăștia, băi, ce-o cheltuit ăștia așa de mult și-o făcut așa un dig de mare. Și mi-a spus, frate Dragoș, în timpul fluxului, apa urcă aici 2-3 metri. Și pentru că sunt pensionar, am stat acolo și am văzut cum apa urca și-a urcat mult. Știți, apele mărilor și oceanelor au un flux și un reflux. Așa e și în viața noastră de pocăință. Avem biruințe mari, ca din rihon, în fața noastră, biruințe mari. Și pierdem bătălia cu cetatea aia, o mână de oameni. Când totdeauna după un flux, poate veni un reflux. După o biruință mare care o îndrăgândit-o, vine un moment de relaxare și diavolul nu se relaxează niciodată. Am avut o ispită, am avut o biruință, har, înălțare, evanghelizare, frumos, botez, rânată. M-am țară următoare, deci un sfert de adunare. Știți că există un reflux, există o odică și asta nu-i bun. Avertizarea mine este să fim tot timpul atenți și să vechem întotdeauna și să rămânem statornici în veghere. Amin.